Peste 200 de studenți au participat în perioada 30 decembrie-2 ianuarie la o tabără de iarnă la Mănăstirea Putna. Momentul culminant al programului a fost retragerea cu torțe prin care au marcat începutul manifestărilor dedicate centenarului Marii Unirii. Pe dealul crucii din vecinătatea mănăstirii, ei au format numărul 100, purtând făclii aprinse și intonând cântece patriotice. Timp de 4 zile, tineri din România și Republica Moldova s-au reunit la Mănăstirea Putna din județul Suceava. Au vizitat așezământul monahal, muzeul, împrejurimile și i-au colindat pe părinții mănăstirii. Părintele Stareț i-a îndemnat ca în acest an al centenarului Marii Uniri să cultive mai mult apropierea dintre oameni. Sunt convins că în anul acesta în care am pășit, toți românii vor gândi mult mai sincer la rădăcina a noastră, a fiecăruia, la rădăcina acestui popor și nădăjdim că în anul în care am preintrat, acum în centenarul Unirii, ca fiecare să devină mai sensibil sufletește, mai comunicativ, într-o comuniune mai mare, de plină și așa să ne reformăm țara sufletește, în primul rând, cultural în al doilea rând și în al treilea rând, din punct de vedere administrativ. Că dacă vor fi primele două, de la sine va veni și cea de-a treia. În noaptea trecerii dintre ani, tinerii au participat la slujba oficiată de părinții mănăstirii. În prima zi a anului, ei au marcat centenarul Marii Uniri cu o retragere cu torțe pe dealul crucii din apropierea așezământului monahal. Au cântat imnul național și cântarea pascală Hristos a înviat, iar apoi au coborât intonând cântece patriotice din centrul comunei până în incinta mănăstirii Putna. În fața muzeului mănăstirii au fost întâmpinați de părintele Stareț și de obștea mănăstirii. În acest an se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire din 1918. Trebuie să fim conștienți că noi cei de astăzi și părinții noștri și bunicii noștri suntem așezați pe efortul și jertfa celor care acum 100 de ani au reușit cu darul Dumnezeu să facă unirea. De aceea suntem chemați să ducem mai departe lucrarea lor. Cei care s-au luptat atunci și au fost gata de moarte, au știut că fac aceasta pentru urmași, nu pentru ei. Ei au putut să se jertfească pentru că au înțeles că unirea înseamnă așezarea în firesc, în firescul locuirii fraților împreună. După ce părintele Stareț a citit discursul rostit de regele Ferdinand la Putna, la mormântul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, în 16 mai 1920, studenții au intonat imnul eroilor, au stins torțele și au mers în sala mare a mănăstirii, unde au primit cadouri din partea obștii monahale.